Grijile despre cum să supraviețuiești unei explozii nucleare au început să fie din ce în ce mai frecvente în rândul oamenilor, pentru că se pare că suntem în pragul unui nou război rece care de această dată nu se duce între două, ci între trei puteri mondiale. Dar cum poți supraviețui unei explozii nucleare? Este posibil așa ceva? Vestea bună este că da, poți supraviețui unei explozii nucleare. Vestea proastă este că pentru majoritatea oamenilor, nu explozia este pericolul cel mai mare, ci precipitațiile radioactive care urmează după. Dar hai să vedem pas cu pas cum ne putem salva în cazul unei apocalipse nucleare. Cel mai important în a realiza care sunt șansele de supraviețuire este răspunsul la întrebarea unde a avut loc explozia, în aer sau la sol. Poate părea că o discuție despre înălțimea la care a explodat o bombă nucleară este inutilă, pentru că la urma urmei acestea sunt cele mai devastatoare arme create vreodată. Adevărul este că diferența dintre o explozie la sol și una la o înălțime de câteva sute de metri este majoră. Orașele sunt pline de clădiri, iar când vine vorba despre forța enormă a unei explozii nucleare, aceste clădiri pot să atenueze foarte mult puterea și efectele ei. Rânduri întregi de blocuri și clădiri de birouri ar putea bloca puterea exploziei nucleare, iar asta ar limita potențialul de distrugere cu până la 50%. Raza exploziei, în care totul este dezintegrat, ar putea fi și ea cu 25% mai mică, iar raza în care presiunea exploziei ar face clădirile să se prăbușească ar fi mult, mult mai mică comparativ cu cea a unei explozii în aer. Exploziile în aer au rolul să producă distrugeri cât mai mari, iar explozia are loc la câteva sute sau chiar mii de metri deasupra țintei. Asta face ca raza exploziei să se întindă pe o arie mult mai mare, nefiind blocată de clădiri sau alte obstacole. Dar este greu de spus care dintre cele două variante oferă șanse mai bune de supraviețuire. Exploziile în aer au o rază mai mare, dar produc mai puțin material radioactiv. Prin comparație, o detonare la sol are o rază mai mică, dar produce o cantitate mult mai mare de material radioactiv. Singurul motiv pentru care japonezii încă trăiesc în orașele Hiroshima și Nagasaki este faptul că americanii au optat pentru detonarea în aer a bombelor nucleare lansate acolo. Dacă bombele ar fi fost detonate în momentul impactului, așa cum unii își doreau la momentul respectiv, cele două orașe ar fi rămas nelocuibile, așa cum este Cernobâlul acum. Motivul diferenței în cantitatea de material radioactiv este dat de faptul că o detonare în aer eliberează materialul radioactiv în atmosferă, o parte din acesta ajungând chiar în spațiu. O detonare la sol, pe de altă parte, va iradia milioane de tone de pământ care va fi vaporizat și care va ajunge în atmosferă, pentru ca mai apoi să se întoarcă la sol sub forma precipitațiilor radioactive. Deci, supraviețuirea depinde de modul de detonare și de locul în care te afli atunci când aceasta va avea loc. O armă modernă, așa cum sunt rachetele chinezești Dongfeng 5 sau DF-5, au o putere de 5 megatone, iar raza exploziei ar fi de aproximativ 4 km. Orice se află în această rază nu are nicio șansă de supraviețuire dacă nu se află în vreun bunker subteran, explozia fiind atât de puternică încât ar vaporiza orice material. Dincolo de raza de 4 km, toate clădirile ar fi distruse pe o rază de 12 km, deoarece presiunea enormă ar distruge totul în jur. Dacă te-ai afla în această zonă, ai fi aruncat de puterea exploziei și ai fi strivit asemenea unei insecte care se lovește de parbrizul unei mașini care merge cu viteză mare. La o distanță de aproximativ 25 de kilometri de explozie, clădirile ar fi puțin afectate, multe nefiind afectate chiar deloc. Dar dacă ai fi afară, chiar și la această distanță ai suferi arsuri de gradul 3 pe părțile expuse ale corpului, iar hainele tale s-ar topi lipindu-se de corpul tău sau ar lua foc. Incendii puternice ar apărea peste tot în jur și s-ar întinde rapid, făcând supraviețuirea și mai grea. La 35 de kilometri de centrul exploziei, avariile provocate clădirilor ar fi aproape inexistente, rezumându-se la câteva geamuri sparte și prăbușiri de acoperișuri. Dintre toate zonele despre care am vorbit până acum, aceasta ar fi cea care oferă cele mai bune șanse de supraviețuire. Deci, cum supraviețuiești unei explozii nucleare? În primul rând, trebuie să știi că din cauza faptului că viteza luminii este mult mai mare decât cea a sunetului, vei vedea explozia înainte să o auzi sau să o simți.
Dacă ești la câțiva kilometri de explozie și vei încerca să te uiți direct la ea, retinele tale vor fi arse și acesta va fi ultimul lucru pe care ai încercat să-l vezi. Dacă te afli la o distanță mai mare, ai putea fi tentat să te îndrepți către o fereastră să privești explozia, dar și asta ar fi o idee foarte proastă. Valul de presiune creat de explozie se va îndrepta rapid către tine și în câteva secunde va ajunge la locul în care te afli. Chiar dacă ești în spatele unui geam, acesta va ceda și vei fi împroșcat cu cioburi și alte rămășițe rezultate în urma exploziei. Vă puteți gândi la videoclipurile vechi prezentate în America în timpul războiului rece, care îi învață pe copii să se adăpostească și să se ferească în cazul unei explozii nucleare. Chiar dacă pare ceva foarte simplu, este bine de știut că această metodă este cea mai bună pentru a supraviețui unui astfel de eveniment, asta dacă te afli într-o zonă în care supraviețuirea este posibilă. Dacă te arunci la pământ, vei evita să fii lovit de rămășițele aruncate de explozie, iar dacă reușești să te acoperi cu ceva, nu numai că vei fi protejat de aceste resturi, dar vei fi și ferit de efectul termic al exploziei. Să găsești un birou sau o masă solidă sub care să te ascunzi dacă ești înăuntru este cea mai bună șansă pe care o ai, pentru că pericolul cel mai mare ar fi prăbușirea clădirii în care te afli. De fapt, cea mai bună strategie de supraviețuire a unei explozii nucleare este aceeași cu cea care te-ar ajuta să supraviețuiești unui cutremur. Dacă ești afară, acopere-ți gâtul și fața cu mâinile și aruncă-te la pământ. În mod ideal, ar trebui să fii cu picioarele în direcția exploziei pentru că este mai important să-ți protejezi capul. Dar partea cea mai grea când vine vorba despre supraviețuire în cazul unei explozii nucleare nu este explozia propriu-zisă, ci perioada imediat următoare. În funcție de tipul detonării în aer sau la sol, ai între 5 și 10 minute până când materialul radioactiv va începe să cadă peste tot în jurul tău. Aceste produse ale fiziunii nucleare sunt extrem de periculoase și te vor ucide foarte rapid. Ai fi tentat să fugi imediat după explozie, sărind în mașină și încercând să te îndepărtezi de precipitațiile radioactive. Problema este că drumurile vor fi fie distruse, fie pline cu resturi cauzate de explozie sau blocate de miile de oameni care vor încerca să facă același lucru. În același timp, vântul ar putea să călătorească cu o viteză mai mare decât cea cu care poți tu conduce, iar asta îți dă puține șanse să scapi. Atunci, cea mai bună metodă prin care ai putea să supraviețuiești ar fi să ai un adăpost. Ceva subteran ar fi ideal, dar dacă așa ceva nu există în clădirea în care te afli, încearcă să te ascunzi într-o cameră cât mai izolată față de lumea de afară. Încearcă să-ți amintești cele trei principii de bază: timpul, distanța și protecția. Dacă reușești să crești oricare dintre acești factori, îți crești implicit și șansele de supraviețuire. Să te îndrepți către mijlocul unei clădiri foarte mari ar fi o idee bună, pentru că asta ar oferi și protecție, dar ar mări și distanța față de precipitațiile radioactive. În mod surprinzător, dacă locuiești într-o clădire foarte înaltă, cu cât te duci mai sus, cu atât îți cresc șansele de supraviețuire. Totuși, asta funcționează doar în cazul clădirilor cu mai mult de 6 etaje, pentru că asta înseamnă că sunt mai sus decât curenții de aer de la sol care ar împrăștia resturile radioactive. Dacă ai reușit să rezolvi problemele legate de protecție și distanță, următorul factor important este timpul. Trebuie să aștepți cel puțin 12-24 de ore, dar cu cât aștepți mai mult, cu atât mai bine. Asta pentru că izotopii radioactivi periculoși au o viață foarte scurtă și vor dispărea relativ rapid. Deci, cu cât poți sta protejat undeva mai mult, șansele tale de supraviețuire cresc. După ce timpul a trecut și poți ieși, trebuie să te protejezi de pericolul de a respira material radioactiv. Acest nivel scăzut de material radioactiv nu este neapărat periculos, asta dacă nu este înghițit sau respirat. Deci, încearcă să faci rost de o mască prin care să filtrezi aerul pe care îl respiri. Chiar și un tricou ud pe care să ți-l legi la gură te poate ajuta să oprești aceste reziduri periculoase să ajungă în corpul tău. Și mai bine ar fi să eviți să călătorești, adăugând și mai mult timp ecuației de supraviețuire. Rămâi în adăpost cât mai mult timp posibil. Asta înseamnă să fii pregătit pentru o urgență.
Este recomandat să ai mereu în casă apă și mâncare măcar pentru câteva zile. După cum probabil că știți, apa este mult mai importantă decât mâncarea. Un om poate supraviețui până la o lună fără mâncare, dar nu va trăi mai mult de câteva zile fără apă. Deci este important să ai o rezervă de apă și să știi că un om are nevoie de cel puțin 2 litri de apă pe zi. Mâncarea neperisabilă te poate ajuta și ea să treci cu bine peste perioada de după un atac nuclear. Alimente cum ar fi conservele, fructele confiate sau chiar pasteurizate rezistă pentru o perioadă lungă. Poți să cumperi astfel de alimente de peste tot sau chiar să le comanzi online. Este foarte important să ai o metodă prin care să fii la curent cu știrile în cazul unui atac nuclear. Totuși, pulsul electromagnetic cauzat de explozii ar distruge probabil orice infrastructură folosită pentru internet. De aceea este important să ai în adăpostul tău un aparat radio de unde scurte sau unul prin satelit. Este important să primești instrucțiuni de la autoritățile care ar coordona misiunile de salvare. Anumite condiții meteo, cum ar fi ploile, ar face ca efectele exploziei nucleare să fie și mai grave, deci și accesul la știrile despre vreme îți poate salva viața. La fel ca multe alte lucruri în viață, supraviețuirea unui atac nuclear depinde mult de momentul și de locul în care te afli. Dacă te afli în locul nepotrivit, în momentul nepotrivit, sunt șanse mici să supraviețuiești. Dar oricât de devastator ar fi, mulți oameni ar supraviețui unui astfel de atac nuclear asupra orașului în care trăiesc. De exemplu, în Los Angeles, un atac nuclear ar ucide aproximativ 1,5 milioane de oameni dintr-o populație de peste 4 milioane. Nu spunem că moartea 1,5 milioane de oameni din 4 milioane este ceva nesemnificativ, dar ați înțeles ideea. Dacă orașul în care trăiești este mai puțin populat, șansele tale de supraviețuire sunt și mai mari. Orice ai face, să nu crezi că vei supraviețui unei explozii nucleare ascuns într-un frigider. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!